Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog special. Vreau să apăsați butonul de like, să facem câte like-uri facem la clipul ăsta. 80.000. 80.000. Fiți atenți ce vreau să fac. Știți că am seria în care am făcut eu cu Dan, am făcut și cu Andreea, cred că am făcut și cu Teo, da, în care desenăm pe spate. Dar de data asta facem în public și vom face cu abonații. Depinde pe cine găsim. Iar în această geantă am diferite cadouri pentru ei. De exemplu, dacă eu desenez pe spatele unui abonat o minge și el o desenează, îi voi da mingea. Am mai multe chestii, am și ghete de fotbal, am mai multe, dar chestii, adică bune, nu să râd de ei sau să le dau chestii nașpa, chestii noi bune, chestii, da, noi bune, asta vreau să zic. Și asta vreau să facem, să vedem dacă ei desenează și ghicesc ce le desenez eu pe spate. Așa că mergem să vedem dacă au scăpat de la școală, care e treaba. Am găsit primul abonat, ca să zic așa, fii atent, îți dau blocul de desen. E ceva ce poți să porți. Deci poți să porți tu. E un accesoriu, ca să zic așa. Atât poți să zic. Am înțeles. La să te gândești. Fac prima dată. Fii atent. Deci fii atent, când făceam clipul ăsta, mulți ziceau: bă, dar e simplu, dar nu ai cum, trebuie să-ți dai seama. Crede-mă, nu că e greu. E greu rău. Hai, ia, ok. Ia să vedem. Fii chiar scuros. Fii atent. Mai... Ești pregătit? Da. Fii atent, mai am două lucruri de făcut eu. Adică unul, dar îl fac o dată. Da. Fii atent. Așa, altfel. Ia, dar ce... Fii atent, acum vreau... Hai să vă dați un pic mai încă. Mașina. Nu-i arăta, nu-i arăta desenul tău. Tu ce ai vrut să, să desenezi acolo? Inițial am vrut un ceas să fie, dar... Na, nu prea a fost. Fii atent, uite ce am. Da, era ceas. Dar fii atent, îți dau, pentru că ai ghicit, ai și zis ce era, ți-am dat și indiciu și ți-l dau. Stai așa, să le iau de aici. Asta e ceas. Merge, adică e... Da, mulțumesc, e, nu-i stricat, ia, nu nimic, nu îți dau chestii din astea așa. Cu plăcere, frate. Îmi pare bine că mă urmărești și îți mulțumesc. Baftă cu videoclipul. Mersi mult de tot, mersi mult de tot. Să vă abonați, nu. Mulțumesc mult. Cu drag. Și indiciu să-i dau, că am zis că dăm și indicii, că e foarte greu. E ceva ce... Nu știu, ai în fiecare zi. E imposibil să nu ai în fiecare zi. Am făcut prima linie. A, știu. Știi ce zic? Te-ai da, eu știu. Fii atent, mai am de făcut o chestie. Mai fac o dată, hai, fii atentă. Ferie, ce doamne? Îmi pare rău. Nu? Dar n-am, el a fost mai aproape, adică trebuie să fiu corect, fii atentă. Aveam 100 de lei. Ți-am zis că ai, era imposibil să nu ai la tine în fiecare zi, că e imposibil. Bani, n-ai cum să nu ai bani. Bani, da. Păi nu puteam să zic gen... Dar 100 de lei, nu neapărat, dar copii, mă, mă referam de bani, mă, frate. Da, la bani. La bani. Dacă îi spuneam că vrea să cumpere ceva, își dădea seama instant că erau, da, bani. Da. Era simplu. Mersi oricum pentru participare. Mulțumesc mult. Hai să vedem dacă mai găsim pe cineva, adică sigur o să mai găsim. Oricum, bă, eu zic că le place chestia asta și lor le bă, place. Bă, da, sincer, chiar nu aveam cum, că desenase măcar băiatul ăla, măcar dacă spunea, știi? Ai văzut, da. Uite. Adică n-are nicio treabă, eu. N-are nicio legătură. Suntem corect până la capăt. Oricum toate chestiile astea pe care le am astăzi la mine, o să le dau. Până la urmă vreau să le dau, știți, nu le-am luat. Să bucur, vreau să, să bucur și eu din cât am eu, o să mai dau și la alții cum ar veni. Puțin acolo, dar eu zic că e mișto. Eu astăzi filmez un vlog și vedeți că am și eu două blocuri, da, de desen, da? Da? Te-am văzut pe tine în special cu blocul de desen, ești bun la desen? Da. Pă bune? Ai desene ceva aici? Poți să-mi arăți? Nu, sau? Nu, nu ai, nu? Dar fii atent, dă ghiozdan jos că... Poți să câștigi ceva. Da, deci fii atent, dacă tu o să desenezi și îți desenezi o salut și îți desenezi o pe spate ții, o să primești lucrul ăla. Ce bucuros e. Hai, fii atent, eu îți dau foaie de la mine, da? Fii atent. Prima dată îți dau un indiciu, e foarte greu, adică eu dacă îți desenez acum, tu nu o să ghicești niciodată, ca să vezi că nu simți mare lucru și nu nimerești. Trebuie să intuiești așa mai mult. O să dau un indiciu ca să te ajute pe tine să poți câștigi acel lucru. E vorba de fotbal, atât pot să spun. Deci voi face ceva legat de fotbal, ca să știi. Gândește-te la indiciu pe care deci ți l-a dat. Deci gândește-te la ce ți-am spus eu și în caz de crezi că nu-i corect ce ai făcut tu acolo, poți să întorci foaia și să faci din nou. Deci e vorba de sport. Întorci foaia? Da. Okay. Hai să vedem.
Deci eu nu-ți mai fac o dată, ca să știi. Gata. Am făcut. Cine intră în partea? Băi Danuț. Băi, ăsta mă fură, vedeți că ăsta și în viața și aici cu voi de față, ca să spuneți voi, să vedeți că fură. Nu, mă. Sunt patru case. Deci nu mai acasă. Nu, mă. Poftim. Și în patru case. Despre fotbal, da, despre fotbal. Cine intră în partea? Da. Cine intră în partea? Nu, asta piciorul fotbalistului. Păi, hai. Ia. Așa. Fii atent. Eu am terminat desenul. Ce la un covric? Ce ai făcut acolo? Nu. Sau ce vrea să fie? E un semn. Gata? Hai, că fii atent. Eu iau așa ca să-mi arăt. Tu acum îmi spui ce crezi tu că era. O minge. Niște ghete de fapt. Răspunsul tău final. Ori una, ori alta. O minge. O minge crezi tu că era? Și asta ce e aici ce ai vrut să faci? Semnul de la Nike, cred că e fain. Semnul de la Nike? Minge. Era vorba, uite, despre o minge. Deci o să-ți dau o minge acum. Vezi, e foarte greu challenge-ul. E greu, nu? E foarte, foarte greu. Când v-am vedeam un loc. Ai crezut că e ușor că faci? Părea simplu, nu? Este foarte greu. De asta am încercat să-ți dau și indiciu. Dacă nu-ți deam indiciu, crede-mă că nu știai nimic. Imediat să-ți dau mingea acum, cu am aici. Bă, și fix acum ne duceam la fotbal. Uite, acum aveți și... Acum ne duceam la numărul 9. Acum aveți și mingea. Iată, trebuie să o umfle, că nu e umplată, dar mingea este calul mai nou, e tot ce trebuie. Cam asta a fost. Danule, m-ai furat și de data asta, deci tot cu ieții. Unde, mă, băiatul a desenat bine, mă, ce vrei să-ți fac acum, ești nebun? Ai auzit când ți-am zis, Danu? Da, m-am auzit. Ai auzit, da? Nu știu, am auzit o minge, dar nu știu. Niciodată mai fură, chiar dacă spune, știi, și nu. Ai văzut? N-am furat niciodată, acum trebuie să facem jumate, dăm mingea în două, acum. Da! Vede-mă că e ceva și maker, ceva mișto. Stai să-ți dau un indiciu, fii atent, că e greu, cred, e foarte greu. Băi, dar să nu-i suflați, vă rog eu. Poartă trepări, doar atât pot să zic. E ok? Ok. Fii atent. Deci nu trebuie să desenezi perfect sau așa, că nici eu nu-s bun la desen, te gândi, o să fac o prostie mare, îți dai seama. Eu zic să te gândești la indiciu pe care ți l-am dat eu, ca să poți să-ți dai seama mai ușor. Ce poartă trepării după tine așa? E un accesoriu. E un accesoriu, ca să zic așa. Dar nu-mi zi mie. Nu, degeaba faci, zici. Degeaba îmi spui mie, eu trebuie să văd pe foaie ce faci tu. Da, nu, îți zic eu de acum că nu-i șapcă. Asta mă sap în continuă. Nicola, dai cărămiz pe spate, nu se jumătate. Nu, hai, fii atent, Fii atent, am o propunere. Dacă nu ghicești el, el a zis că știe cu trepul, da? Îl băgăm pe el. Direct aici îl luăm, îți dai seama. Că i s-a părut ușor și vreau să-l văd alea că la încercare aici dacă nu ghicești el. Îl doare capul, numai poate i-am dat examen. Nu știu, mă, frate, nu m-a întrebat. Acum tu dacă îmi spui că e, nu știu, un Adidas, eu vrei să zic da, Adidas desenează, dai seama că nu-ți zic. Ți-am dat indiciu, asta e. Nu știu ce a făcut acolo, un castron, o oală, nu știu ce a făcut. Nu am văzut niciun trepăr cu un castron. Renunți? Renunți că nu știi, fii atent. Dar nu-i zic. Fii atent, nu zic. Hai, vii tu. Sigur. Dă-mi coa. Dă-mi asta. Acum el are un pic de avantaj, că a văzut. Băi, să știi că... Un sfert de desen. Să știi că îmi pare rău, adică dacă o să fac eu și o să câștigi, chiar îmi pare rău, dar vreau să fiu corect. Dar oricum, și așa, același. Stai așa să par bravo. L-ai luat pe altă parte. Stai, acum. Cum te crezi că eu sunt fraier? Oricum, ideea e aceeași. Ia pe zăleacă. Iată. Ia pe zăleacă. L-am omorât aici, gata. S-a terminat. Și-a dat unul. Nu era rău. Italia, nu era rău. Nu era rău. Fii atent. Dar ce-i, mă, culcări? Da, uite, da, fraier. Fii atent, merg în continuare. Stai, că bate vântul ăsta. Ia. Fii atent. Ce, bă, băi, tași în gură? Nu, mă, nimic, vreau să zic să fii atent acolo la desen, să câștigi. Dar trebuie să fii un lanț. Eu ce vrei să spun acum, da, frate, e lanț, ce să mai. Mă întreb pe mine? Vedem la urmă. Nu mai scrie nici markerul ăsta la un leu.
Băi, dă-te mai încolo. Stai mă, să mă uit la clamarea ta aici. Dă-te mă mai așa. Băi, dar trebuie să vadă și oamenii de acasă ce... Oricum, te-a spart și ți-a luat asta. Poți să continui. Poți continui dacă vrei. Și la urmă să-mi spui ce crezi tu că este. Putea face un zertul? Da, poți să-l faci. E bine așa. Mulțumesc, mersi. L-ai spart, pe desen l-ai spart. Zi, deci fii atent, un răspuns mi-ai dat și atât, nu accept 2-3. Ce ai spus, aia rămâne. Lanț. Lanț? Final? Da, mă, frate, asta-i. Asta e finalul. Ia, arată-ne la desenele amândurora, să vedem. Bine, și ce l-am desenat? Băi, John, vezi că îmi place rău. Pare așa că am făcut niște... Vezi că îmi place rău. Bă, niște mărgele așa. S-o scos, te uiți, îmi zici dacă îmi place. Ce-ar putea să fie un lanț, nu? Da, da, să vezi. Nu știu, ceva nasol. Mișto? Îți place? E mișto? Bine, frate, l-am bine. Bă, chiar a avut dreptate, omul chiar s-a perceput mai bine. Da. Adică... Asta e ce vrei. Îmi pare rău, sincer, pentru tine, dar asta e ce vrei să faci. Aia. Gata, mă, mergem mai departe. Fii atent, deci dacă desenezi și îți desenezi o ție pe spate, okay, îți dau acel obiect sau câștigi ceea ce am desenat. Și îți dau un indiciu, pentru că e greu. Trebuie să ne gândim la un indiciu mai bun. Se ținem în buzunar. Mai mult nu pot să-i spun că dacă îi spun, da, clar, știu. Direct, da, e ok, e ok cu buzunarul. Te gândești asta ca să te ajute pe tine, iar acum eu încep, o să încep să desenez pe spatele tău. S-a terminat. Vezi că s-a terminat. Na. Și acum fii atent, închei desenul, mai fac o singură chestie, să fii foarte atentă. Fii atentă. Să-ți dau un indiciu, suntem în dreptunghiul ăsta va fi desenul, adică nu o să fii pe lângă el, în interiorul lui. Fii atent. Ăsta e finalul? E final? Asta e tot? Fii atent. Acum, chiar dacă n-ai desenat ce era, dacă ghicești, spui ce crezi tu că era, o să-ți dau acel obiect. Dacă nu, îmi pare rău, n-am ce să fac, asta un e. Un telefon? Nu. No. Erau 100 de lei. Îmi pare rău, n-am ce să fac, asta e. Asta e. Asta e, îmi pare rău. Mersi că ai participat. Ok. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Asta este, mă, frate, ce vrei, suntem corecți. A doua fată în care rătează suta. Am văzut aici niște băieți în spatele meu că se joacă cu mingea și vreau să-i întreb ceva. Dacă vor să participe și dacă li se potrivesc ghetele, numărul. Băi, băieți, poartă cineva dintre voi numărul 39? Nu. Ce număr purtați? Mai mare? 41. 43. Mamă. Numai eu am piciorul ăsta așa de 2 cm. Parcă nu pot să plec așa, nu mă lasă inima. Care din voi știi clipul ăla în care eu desenez pe spate și ăla trebuie să ghicească și desenez eu pe spate lui? Da. Știți, da, clipul? Da. Îți dau un indiciu, ca să... Că e greu, crede-mă. Poate pare simplu, dar nu e. Îți dau un indiciu ca tu să te gândești, să poți să... Poate îți dai seama și desenezi. E legat de fotbal. Vezi că sunt multe chestii în fotbal. Știu. Îți mingi, ghete, tricouri, apărători, jambieri și așa mai departe. Și acum e finalul, la mine am terminat. Eu am terminat, ca să știi. Deci ai făcut... Nu seamănă. Nu că n-ai făcut nimic. Nimic n-ai făcut, dar îți dau... Poți să-mi spui, dacă ghicești, deci... Ține minte, ți-am dat indiciu fotbal. Dacă ghicești, o să trec cu vederea când ai desenat cum trebuie și o să-ți dau acea chestie. Ai o singură încercare să-mi spui. Cupa Champions League. Mă, mâncați, ești grătat, nu mi-ai scut eu cupa Champions League, ce-o dau ție. Ceva. Hai, să mai dau încă o șansă. Hai, fii atent, 3, cum ar veni, una s-a dus, mai ai 2. O minge. Mai ai o încercare. Ultima, fii atent. O pereche de ghete. Pare rău, ce crezi că era asta? Un tricou. N-am, frate, ce să-ți fac, asta e, îmi pare rău, dar ți-am dat mai multe șanse, deci la unii nici măcar nu le-am dat 3 șanse. Da, plăcere, chiar îmi pare rău. Se află în portofel. Atât a fost. Se află în portofel, am înțeles. Mai mult nu pot să zic. Îți dau un marker. Da. Am început.
fii atent. Eu mai am de făcut o singură chestie. Ok. Fii foarte atentă. Am terminat. Să desenez persoana? Nu persoana, nu persoana. E bine? Asta e, asta da, e tot? Da. Deci asta e ce crezi tu? Da. Este? Asta zici da. Ia să vedem. Deci ci, zim ce este. E o bolă de 50 de lei. Eu zic era una de 100. Da. Atenție. Dar? Ai să schimbi darul? N-am, n-am niciun bani. N-am, nici eu n-am. Dar asta e, uite, o să-ți dau așa. Asta este. Pa bune? Da. Nu cred! Nu, stai! Nu cred! Nu am, nu am mărunt să-ți dau, sincer. Chiar nu am. Denis! Trebuia să schimb și aia aia. Cu drag, cu plăcere. Te urmăresc de când nu știu. Deci felicitări. Ai fost, cred că, a treia, a patra fată. A, a treia fată și a fost cel mai aproape dintre, adică gen ai greșit doar numărul, dar ai rest... Ai și ce este, ne-am dat indicii la fiecare și n-au zicit, asta e, da. Îmi pare rău. A, mă rog, cât a fost, chiar nu am, trebuia să-ți dau de, a, de un leu. Da. Dar aia e. Să fac un vlog? Da. Ăsta-i farmecul, de fapt, până la urmă, la vlogul. Trebuie să, să-i da. Bucuri. Mergem mai departe. Indiciu. E legat de fotbal. Se află pe jucători. Este de numărul. Ăsta nu-mi spune mie, așteaptă puțin. Da, da. Și eu zic să te gândești bine. Să mor dacă înțeleg eu. Mai fac o dată peste dacă vrei. Adică încă o dată peste desenul meu ca să simți tu. Merg conturul din nou. Fii atent. Uite. Pac, 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 pac. Da, deci vreau, ce să mai arăt puțin, am făcut niște buci. Să încercați să vă zic, deci uitați. Ce să mai. Ai făcut, deci uite. Deci ai făcut o catastrofă, ai făcut, dar gândește la ce ți-am spus eu și ai voie la un singur răspuns. Un articol dacă vestimentar al unui jucător de fotbal. Dacă ai ghicit, îți dau, dacă nu, asta e. Nu. Mai fii atent, că, ca să nu fiu băiat rău, că am mai fost la niște băieți în partea aia și le-am dat trei variante. Mai încă două. Tricou. Hai, ghicim, frate. Vezi? Uite, băi, uite ce am făcut, ce am făcut el. Băi, ce am făcut el. Uite ce am făcut. Aplaudaci. Dacă vrei, fii atent, poți să-l semnezi. Dacă nu, îl păstrezi, faci ce vrei cu el. Nu, poți să-l semnezi. Da, vrei să-l semnezi? Gata. Mersi, mă, frate. Te-am pupat. Și să nu mai desenez prostii, prostii pe foi, da? Îți dau un indiciu, fii atent. E legat de mine, de numele meu. Și trebuie să scriu sau... Nu, să desenezi. Dar nu te gândi că trebuie să desenezi acum Picasso. O schiță, ceva. Da. Și la urmă să-mi spui ce crezi tu că era. Și dacă ai ghicit, eu îți dau acea chestie. Ok. Ești pregătit? Da. Hai, fii atent. Așa, stai. Așa. Fii atent. Așa. Mai am o chestie de făcut și termin. Am terminat. Deci eu am terminat. Ăsta e desenul tău final? Da. Fii atent, gen. Te întorci. Da. Frumos. Măj asta. Crezi că un măj de-al meu am desenat? Eu cred că da. Tricou sau bluză? Am văzut ceva pe bluză de tale, zi. Bluză. Wow. A făcut așa și cum a făcut, a făcut așa. Da, și după aia s-a oprit. S-a oprit. Ăsta era. Deci imediat îți dau și ăsta ce ai câștigat. Îți dau cu mărcinos. Sper să-ți vină, e S. Da. Ca să știi. Da. E al tău. Mersi mult. Iată. Cu drag. Mersi. Va părut bine. Și mie. Pa, pa. Mersi pa, pa. Că mă urmărești. Plăcere. Salut. Pa, pa. Deci fii atent. Eu o să pun foaia aici pe spatele tău și o să desenez. Și da. Tu ce simți, faci aici. Da. Nu trebuie să faci un desen foarte mișto sau să te pricepi la desen. Să... Ce crezi tu așa? Cum crezi tu că da. Ar arăta? Și dacă ghicești ce acolo, eu o să-ți dau lucrul ăla, produsul ăla. Okay. Ai înțeles? Uite, îți dau un indiciu să poartă pe cap. Atâta zic. Okay. Gata? Începem? Hai, fii atent. Mă, încă de nu știu să-l desenez, dar nu-i... Păi... Ia, gata, fii atent că începem. Ia. Hala. Fac. Ia, vezi, Danule, că m-a spart. Și acum, fii atent. S-a făcut mai bine ca mine. Nu mor la fel eu. Am făcut aici de mirou. Sunt prost. Așa. Ce mai mă, frate? Vezi că... Păi nu mai am ce să mai fac, bine.
Hai să vedem, că am făcut un desen mai bine ai desenat-o. Camille, ce crezi tu că este? Așa. Deci, ca idee ai ghicit, dar fii atent cum am desenat eu. Că la mine zici că, ia uite, ți se pare că am desenat-o așa eu aici? E joben. Da? Ai vrut tu să fii băiat bun cu mine, dar dacă mă întreb pe mine, stai că mă sună cineva, scuze. Fii atent, e de la New Era, e nou, n-am purtat-o niciodată, ca să știi. Este a ta. Poftim. Dăm marcă, rog, plăcere. Să dați subscribe la Bogdan IBM Family. E, frate, mersi. Practic, o să ia frigul. Pun foaia pe spatele tău și o să desenezi ceva. Și tu trebuie să desenezi acolo. Da, e legat de fotbal. E ceva ce un jucător, o jucătoare în cazul tău poartă. A. Ca să știi. Îți dau un indiciu că așa am dat la toată lumea. Okay. Acum nu știu dacă știu o să desenez, mă, ca să-i jucura ta. Bine, că tu cu desenul vreau să zic că... Păi, eu cu desenul am fost, dar la ăstea cam slab așa. Fii atent, când încep. Nu știu ce fac, dar hai fi. Fii atent. Tu acum gândește la indiciu pe care ți l-a dat el cel mai mult, da? Ca să-ți fie ție mai ușor. Am început. Cred că a făcut mai bine, cred că copiez eu de la ea. Ia vezi, ia vezi, ia-te după ea, Oleg. Eu aproape am terminat, nu ia, stai așa. Fii atent. Ce-i mă, cum adică ce? Am încercat și eu ce? Un vaporul. Păi eu, ce să mai, uite, mai fac o dată, că eu aproape nu mai știu ce să mai fac, sincer, ia. Hai, că arată mai bine acum, este. Hai, calmă. Mai... Nu știu, nu pot să păi ia, fii atent, fii atent, ia. Eu cred că am terminat, mă, că nu știu ce ți-mi mai fac. Am făcut o prostie, sincer, cred că e mai frumos desenul tău. Dar te întreb acum ce crezi tu că este? Cred că o ghiată de fotbal. Ghiată de fotbal, zici da. Tu? Ai nimerit, dar uite ce am desenat eu. Alu, are... Ce schimb pe ea în talpă la tine, bada, să moră? Acum nu-ți chiar așa... Vrei să le arăt ale mele? Le ai la tine? Pe bune? Ia, hai să vedem. După aia o să știi ce o să zică lumea. A, nu cred că e la mișto că nu joacă fotbal. Hai să vedem. Am echipament la mine, ce vreți voi. Deci chiar joci fotbal pe bune. Fotbal este adevărat, pe tata. Da. Asta, un Mbappé sau cui sunt? Da. Da, un Mbappé sunt astea. Ține. Stai așa, cam eu. Poftim. Nu, nu, nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Vezi că trebuie să dai goluri multe cu ghetele alea. Și spor la fotbal, sincer. Mulțumesc! Ce drag, ce drag. Sincer, nu mă așteptam. Mă așteptam să le dau la un băiat, sincer vă zic. Dar n-am găsit, că trebuia să întreb, știi? Și să zic, băi, cât poți, că nu puteam să dau unul care purta 35 și că n-avea ce să fac cu el. Vreau cineva să folosească de ele, știi? Și tot întrebam pe stradă, băi, cât poți, cât poți? Toată lumea, 35, 37. Cam asta e. Mersi mult că ai participat. Sper să te ajute. Ce părere ai de ghete? Doamne, chiar nu mă așteptam la chestia asta. Ai crezut că nu-ți dau sau ce? Nu, dar nu mă gândeam. Vreau să fac o poză cu tine. A, și ai zis ceva că ești obosit. Și am zis că și eu cam vine de la antrenament. Da, mă, de aici. Și am întrebat ce faci, cu fotbal. Și de aici a fost treaba, că nu mi-aminteam de unde. Felicitări să te bucuri de ghete, da? Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Bun, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Sincer, mi-a plăcut. Foarte, foarte mult mi-a plăcut vlogul, pentru că am interacționat și cu abonații și a fost așa, nu știu, a fost foarte mișto. Sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like acolo în forță să facem 80.000 de like-uri. Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă salut!